Un verset din Biblie și meditația zilei. Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori întru Hristos Domnul. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Mulțumesc, Tată, mulțumesc, Fiule, mulțumesc, Duhule Sfinte, pentru binecuvântarea de a fi, de a intra și de a mă manifesta în creația Ta cea sfântă și pentru toate binecuvântările pe care mi le-ai dăruit de la prima mea suflare de viață și până în clipa aceasta. Binecuvântată să fii, Sfântă Treime, în vecii veciilor. Amin. Versetul zilei de astăzi îl găsim în 1-a epistolă către Timotei, în capitolul 1, cu versetul 12. Să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc celui ce m-a întărit, lui Hristos Iisus, Domnul nostru, că m-a socotit credincios și m-a pus să-L slujesc. Venit-am pe lume prunc slab și neajutorat, dar Îngerul Păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta strălucește de atunci peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veșniciei. Cu slavă S-au arătat din prima zi și până acum darurile proniei Tale cele îmbelșugate. Îți mulțumesc și strig cu toți cei care Te cunosc pe Tine. Slavă Ție, Celui ce m-ai chemat la viață! Slavă Ție, Celui ce mi-a arătat frumusețea lumii! Slavă Ție, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul și pământul, ca pe o carte veșnică a înțelepciunii! Slavă veșniciei Tale, ce se arată în lumea cea vremelnică! Slavă Ție pentru milele Tale, cele arătate și cele ascunse! Slavă Ție pentru fiecare suspinare a încercărilor mele! Slavă Ție pentru fiecare pas al vieții, pentru fiecare clipă de bucurie! Slavă Ție, Dumnezeule, în veci! Împărate al viacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ții în dreapta Ta toate cărările vieții omenești, cu puterea proniei Tale, celei mântuitoare. Îți mulțumesc pentru binefacerile Tale, cele arătate și cele ascunse, pentru viața pământească, pentru darul slujirii și pentru cereștile bucurii ale împărăției Tale. Arată-mi și de acum înainte mila Ta, mie celui ce cânt, slavă Ție, Dumnezeule, în veci.
Dumnezeule preasfinte, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, cum voi putea să-ți mulțumesc cu vrednicie pentru viața ce mi-ai dat? Tu m-ai scos din întunericul neființei și viața mea este un dar al bunătății tale, care m-a păzit până acum, mă sprijinește necazuri și îmi întâmpină trebuințele. Tu ești cel ce priveghezi asupra mea, îndreptezi pașii mei în calea binelui și mă aper de ispite. Tu mă ții în calea poruncilor tale, Tu mă sprijinești când cad, Tu mă ridici, Tu mă întorci și îmi deschizi părinteștile tale brațe. Îți aduc recunoștință pentru că mi-ai dat viață și mi-a arătat cereasca și părintească ta bunătate și îngrijire în toate zilele până în ceasul de față. Plin așadar de vie recunoștință, ție îți închin toate zilele vieții mele și mai ales această zi de sărbătoare pentru mine. Și mă rog cu umilință ca bunătatea ta să nu mă părăsească în tot timpul vieții mele și înțelepciunea ta să mă povățuiască totdeauna pe calea slujirii, pe calea binelui și fericirii, pentru rugăciunile Sfântului proroc Daniel și ale preacuratei Maicii tale. Amin. Iisus Hristos cu voi cu toți. Amin.